Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu o nouă mostră, un nou exemplu de model, punctul lui Solomon lucrat circular. Pentru că am avut multe cerințe, probabil vă place punctul lui Solomon, este într-adevăr spectaculos și poate fi folosit atât la rochițe ca și terminație, pentru că este într-adevăr spectaculos, sau eu am avut rochiță făcută toată partea de poale cu acest punct și cu un jupon pe dedesubt arată o frumusețe. Singurul lucru mai greu, adică mai greu de dibuit, mai ales pentru persoane care sunt la început, este trecerea de la un rând la altul și asta vă voi arăta. M-am gândit eu să exemplific pe o floricică, să improvizez o floricică, dar pe o bază de ochiuri de lanț, exact cum vă arăt eu trecerea de la un rând la altul, așa puteți trece și voi. Indiferent în ce proiect îl lucrați, și la manșete, la umăr, de jur împrejur, la gât, se poate încadra într-o grămadă de proiecte pentru că el arată foarte, foarte bine după cum vedeți. Da, foarte, foarte ușor. Mulțumesc, dragilor, că sunteți alături de mine, vă mulțumesc că sunteți interesați de clipurile mele. Am pregătit o surpriză deosebită pentru video următor, abia aștept să termin și să vă dăruiesc ca de fiecare dată un nou tutorial. Haideți să pornim să vedem cât de ușor se trece de la un rând la altul și la lucratul circular cu punctul lui Solomon. Frumosul punct! Și pentru a exemplifica lucratul circular la punctul Solomon sau cum lucrăm cu punctul Solomon circular, de fapt problema este trecerea la rândul următor. Pentru cei care n-au lucrat niciodată, de aceea cred eu că pentru o floricică, deci am făcut baza, 12 piciorușe duble și voi lucra punctul lui Solomon circular. Bun, deci ne trebuie un număr par de piciorușe. Dacă lucrați pe un șir de ochiuri de lanț, deci faceți baza întâi, un șir de ochiuri de lanț și trebuie să aveți un număr par. Bun, acum punctul lui Solomon. Facem ochiul larg, prindem, vedeți, eu prind firul aici. Scoatem pe sub firul, deci punctul lui Solomon, cum v-am arătat în lucratul, pentru cei care n-au lucrat niciodată, dreptunghi. Ne ducem în următorul, picioruș scurt. Două puncte al lui Solomon, deci 1, larg, îl prindem, am făcut 1, al doilea. Acum prindem în următorul. Și la finalul rândului vom avea 12 astfel de petale. Cum să le spun? Voi face o floricică cu punctul lui Solomon. Ca să-i dau o utilitate mostrei mele. Da? Eșantionului. Exemplului. Nu știu cum să-i spun. Deci facem punctul lui Solomon. În următorul, piciorul scurt. Din nou, lucrăm până la sfârșitul rândului, unul lângă altul. E firul un picuț mai plinuț de data aceasta. Deci continuăm. Am făcut 4, mai am 8. Până ajungem aici și vă voi arăta cum se face trecerea la rândul următor. Și am ajuns la sfârșitul rândului, deci mai am încă un punct, am 11 făcute și cum vom face trecerea la rândul următor. Deci eu am nevoie să pornesc dintr-un vârf de acesta, da? Deci facem un prim punct al lui Solomon, deci o primă prindere și acum dăm după croșetă și ne ducem la începutul rândului aici, facem ochiul larg, da? Exact cât am făcut punctul lui Solomon și scot prin toate trei. E un picioruș dublu redus, dar înalt. Și acum prind cu piciorul scurt. Și în felul acesta sunt în vârful unei prinderi de acestea. Întoarcem, prindem cu piciorul scurt ca să putem să fixăm nodul acesta și continuăm cu rândul 2. La rândul 2, deci tot la fel, ca și la primul rând, facem două puncte, două noduri și ne ducem la următorul, piciorul scurt. Continuăm, din vârf în vârf sau din noduri în noduri libere.
din nod în nod liber. Haide mai, e croșeta cam mică pentru exemplu ăsta, dar n-am mai schimbat-o. Da, și continuăm până la sfârșitul rândului și vă voi arăta din nou cum se face trecerea. Da, lucrăm, deci punctul lui Solomon, exact ca și anterior, doar că prinderea o facem de nodul liber. Și ca să vă mai arăt încă o dată, foarte clar, cum se face trecerea la rândul următor, deci eu mai am încă o prindere, pentru că mai am încă un vârf de acesta liber, am cele două noduri făcute, mă duc și ultima prindere într-un nod liber, și aici avem încheierea de rând. Cum facem noi trecerea, cum încheiem rândul și cum facem trecerea la rândul următor? Facem în felul următor. Deci, facem un prim nod. Și pentru că de aici, de la nodul acesta, se face trecerea la rândul următor, cum procedăm? Dăm după croșetă. Ducem la baza nodului, deci de unde am pornit rândul. Aici. Și alungim ochiul, cam cât am avut nodurile făcute, da? Alungim ochiul pentru că ne trebuie o parte de aceasta. Scoatem prin toate trei și închidem cu un ochi de lanț. Acum, ca să arate bine, întoarcem și în primul ochi de aici prindem și facem un picioruș scurt. Și în felul acesta, vedeți, suntem într-un vârf și de aici pornim rândul următor. Și așa se lucrează rând după rând, deci dacă lucrați la o rochiță sau la orice aveți voi nevoie să lucrați circular, așa se face trecerea, foarte ușor și foarte frumos. Eu sper că ați înțeles. Voi termina și rândul acesta ca să pot să fac o poză frumoasă și cam atât. Deci astfel se lucrează, deci în momentul când voi încheia rândul, voi pune aici cu piciorușul alunecat, voi tăia firul și gata. Dar astfel se face trecerea. Asta este singurul lucru care ar putea să fie neclar cuiva care este la început sau care căruia poate nu i-a venit o astfel de idee. Și gata, dragii mei, am făcut și rândul acesta, este suficient pentru a exemplifica lucratul rotund cu punctul lui Solomon. Vedeți, este foarte puțin vizibilă trecerea de la unul la altul, nici nu mai știu exact, la rândul anterior, cred că aici, dacă e puțin mai mare nodul acesta decât celelalte, dar pe lucrare în sine nu se observă. Eu sper să vă fie de folos exemplul meu și să-l încadrați cu drag în lucrările voastre. După cum v-am spus și la începutul videoclipului, fie că faceți la poalele unei rochițe sau faceți toată partea de fustă cu un astfel de punct, el este spectaculos și arată bine în oricare lucrare l-ați încadra, mai ales cu bumbac subțire în perioada asta de vară. Vă pup cu drag, să ne revedem cu bine, sănătoși și voioși, pe data viitoare cu un alt video foarte interesant. Vă pup, dragilor, o surpriză am pentru voi!